Suntem deja în luna septembrie și unul dintre gândurile care vin fiecăruia în minte e că luna septembrie începe școala. Fiecare din noi trecem prin școală și legăm cumva luna septembrie de începutul școlii. Ați putea să ne spuneți în câteva cuvinte care este situația la dumneavoastră? Am înțeles la un moment dat că la nivelul comunei sunt și copii cu mai puține posibilități materiale și dacă știți care este situația, dacă ați pregătit ceva pentru acești copii și cum se desfășoară lucrurile. Da, dacă începutul școlii este un eveniment, să zicem, uneori plăcut când e plăcut să mergi în vacanță, dar trebuie să încep și școala, trebuie să vă spun că noi ne-am ocupat în această perioadă de un program local pe FRDS, în care este vorba de înființarea unui centru educațional comunitar pentru copiii romi și nu numai, ci și pentru copiii cu posibilități financiare, respectiv a părinților, sau cu o situație materială mai proastă a părinților pentru a-i putea trimite la școală. Este vorba de un proiect care se ridică la o valoare de 200.000 de euro. El deja a fost aprobat la Alba Iulia și sperăm că acest proiect se va derula începând din luna octombrie. De ce spun octombrie? Pentru că începem să primim datele și începem să lucrăm la acest proiect. El, ținând cont de faptul că vor participa 65 de copii romi, iar pe lângă aceștia, așa cum am spus, și 15 copii români din satul Luna. Aici avem un punct foarte important. Pe lângă faptul că proiectul se demorează pe 18 luni, lucrul important este că vom putea renova corpul vechi al școlii din satul Luna. Și spun asta că îl putem renova pentru că situația acoperișului și a exteriorului este destul de fragil și trebuie să facem așa fel încât să-i dăm o altă față acestei părți a școlii. El este prins în proiect și, bineînțeles, sunt alocați și banii pentru refacerea acestui corp. Știți cam care ar fi costurile pentru aceste lucrări la școală? Întreg proiectul ar fi, deci, 200.000 de euro, iar pentru școală ar fi alocați în jur de 90.000 de euro. Și care sunt beneficiile concrete ale copiilor care sunt prinși în acest proiect? Copiii care vor participa la acest proiect, el se va derula după orele de școală, începând, să zicem, cu ora 15 până la orele 17. Ei vor fi, să zic, supravegheați și conduși de către profesori din școală de matematică, limba română sau limbi străine și, bineînțeles, că avem angrenat și serviciul social care va răspunde de acest proiect prin derularea în bune condiții pe cele 18 luni de implementare. Dar el se va mai derula după aceea pe încă 5 ani. Ce vreau să spun, este un lucru important să fac pentru acești copii, este că ei vor primi în toată această perioadă câte o masă pe zi, deci care va avea ca și o felul întâi, felul doi și un desert. Spuneați de Alba Iulia. Acolo există un program similar? Sau care nu, a fost... acolo se aprobă aceste proiecte și la centru din Alba Iulia am primit deja mesajul că acest proiect a fost aprobat. Am înțeles. Deci cumva depinde... E vorba de centru, da. Alba Iulia. Ziceați că sunt 65 de copii romi și 15 care nu sunt romi, da. Pot fi români, maghiari sau știu normal, orice normal altă naționalitate.
Ideea este următoarea. Acești copii sunt prinși în proiect, dar care este modul de selectare a lor? Modul de selectare a lor l-a făcut începând de la condițiile care le au acasă acești copii și este vorba de copii de la clasa 1 până la clasa 8. Un lucru, să zic, îmbucurător, dacă putem spune, este că am prins chiar pe toți copiii de rom care sunt la școală de la clasa 1 și până la clasa 8. Clasa 8 ajung mai puțin, poate chiar 1-2, dar la clasa 7 avem, la clasa 6 avem și refăcând acest corp, noi vom împărți pe clase și ei vor putea sta în fiecare zi câte 2 ore sub îndrumarea acestor profesori să-și facă temele, să spunem, și să aibă deja un program în așa fel încât ei să vină pregătiți la școală. Aici se va... Avem deja o conduită, să spunem, în clasă, probabil aici vor învăța și un alt fel de comportament pe care să-l aibă prin educația care se va da în plus față de cea pe care o au la această dată. Deci, cu alte cuvinte, participarea într-un astfel de program a copiilor înseamnă, vizează, să spun așa, inclusiv rezultate mai bune la învățătură și schimbarea atitudinii copiilor. Corect, așa. Da, deci este un lucru normal ca ei, făcând acest program în plus, să aibă și o altă atitudine față de ceea ce văd acasă și, bineînțeles, că poate să spună părinților că uite, eu învăț la școală asta și se pot bucura de o masă pe care acasă cam greu pot primi, lucru care e îmbucurător pentru o familie care nu are posibilitățile normal financiare sau materiale. Spuneți că una dintre principalele condiții pentru a intra în acest program este ca beneficiarii, elevii în cazul acesta, să facă din nefericire parte dintr-o familie cu condiții materiale mai puțin, să zic așa, fericite. Ori, pentru a-i selecta, dumneavoastră ați amintit de selecția lor, dar pentru a-i selecta, să înțeleg că au fost implicați și lucrători din primărie, eventual un serviciu social sau ceva de genul? Da, și un lider al romilor este implicat din comunitate. Deci trebuia să fie o comunitate, nu puteau să fie mai multe comunități. Deci s-a ales comunitatea din Luna, din satul Luna, pentru că este o comunitate mai mare, cu mai mulți copii, care sunt la școală în satul nostru. Iar din partea, mai avem încă parteneri cu care noi colaborăm, care vin în ajutorul nostru în acest proiect. Ce înseamnă, foarte pe scurt, cele 18 luni de implementare? Păi... Și care, că voiam ulterior să vă întreb, ce înseamnă apoi ceilalți 5 ani? Deci care e diferența între aceste 18 luni de implementare și ceilalți 5 ani în care se va mai derula proiectul? Da, așa cum am spus, vom începe cu clădirea care trebuie să o renovăm, care are o anumită perioadă în care trebuie să o rezolvăm, după care clasele care s-au făcut, care și, bineînțeles, locul unde ei vor lua masa, după care acești copii vor începe aceste cursuri, să zicem, de un fel de after school în afara școlii, cum o făceau înainte. Iar ei se vor integra în acest proiect, iar ca să aibă continuitate, e normal, în proiect este, să zicem, o condiție ca el să se deruleze încă 5 ani de zile. Și persoanele implicate în proiect, mă refer la dascări, la persoane care probabil sunt implicate în oferirea mesei pentru copii, ele sunt plătite prin proiect? Sunt plătite prin proiect. Însuși proiectul care l-am făcut este susținut tot prin aceste fonduri FRDS. Bun. Și aceste fonduri ajung pentru derularea proiectului pe 5 ani sau doar pentru perioada de implementare? Doar pentru perioada de implementare. Și
cine va suporta costurile ulterioare pentru costurile ulterioare le vor suporta primăria, normal. Deci vom avea o parte din buget în care va fi inclus și acest program de continuare a proiectului. Și știți cam care ar putea fi costurile per an, să zic așa, pe care va trebui să le suportați dumneavoastră după perioada de implementare? Există o astfel de, nu știu, evidență? Nu am făcut exact o evidență, dar vreau să spun că nu vor fi foarte mari costurile de implementare, de continuare a acestui proiect. Lucru bun este că dacă luăm un copil de la clasa 1, îl putem duce până în clasa 5, a 6 sau din clasa 2, din nou. Dar eu vreau să fac altceva. Adică mă gândesc la altceva. Un copil din clasa 3, a 4, el poate să facă în așa fel încât să ajungă până în clasa 8. Foarte puțin din copiii de rom ajung până la clasa 8. Spuneați că următorii 5 ani ar fi o obligație, să zic așa, a proiectului cumva. Da. Deci un fel de obligație de continuitate. Dar asta nu înseamnă că lucrurile ar trebui să se oprească după 5 ani. Nu, rezultatele se văd. În sensul în care probabil dumneavoastră, dacă aveți fonduri și puteți să mergeți mai departe cu proiectul, ați putea să continuați cu acest proiect și după acea perioadă de 5 ani. Normal, cred că da, se poate rezolva asta, dar nu cred că e un impediment să-l conducem mai departe.